Ziua Limbii Române a fost sărbătorită oficial pentru prima dată în acest an. Aniversarea a fost sâmbătă, 31 august, și este împrumutată din Republica Moldova, unde se marchează din anul 1990, ca semn de respect și prețuire pentru limba română. Casa de Cultură a Tineretului George Enescu a sărbătorit această zi în două etape. Vineri, angajații instituției au participat la o amplă manifestare organizată la Sărmașu. A fost un concurs de poezie intitulat Limba noastră e o comoară. S-a dus un omagiu poetului Grigore Vieru și s-a organizat o expoziție de carte. Prima dată ne-am deplasat la Sărmașu cu o activitate complexă în care am avut și recital de muzică folk, recital la chitară, susținut de German Enea și Smaranda German. Eu zic că a fost extraordinar, deoarece am încercat să transpunem muzica patriotică și muzica limbii române, adică versurile limbii române pe muzică, și a fost un moment extraordinar. A doua zi, chiar pe 31 august, reprezentanții Casei de Cultură au fost la Târgu Mureș pentru a marca, alături de cei mai importanți oameni de cultură din județ, Ziua Limbii Române. S-au participat toți oamenii importanți ai culturii din Târgu Mureș și aici aș vrea să menționez domnul director Nicolae Băciuț, director al Direcției pentru Cultură Mureș, Valentin Marica, Lazar Lădariu, Mariana Cristescu, și mulți alții, unde s-au dat diplome de excelență, trebuie să mă laud și să mă mândresc că am primit și eu una, neașteptat, bineînțeles. S-au dat niște medalioane în care erau întipărit chipul domnului Grigore Vieru, un mare apărător al limbii române. S-a făcut și o dezvelire a unui bust a lui Grigore Vieru. Dar mai multe detalii despre manifestările la care reprezentanții Casei de Cultură George Enescu au cules aplauze și felicitări veți afla din programele Dareghin TV din această săptămână.